După câteva săptămâni de nisoare și ger, orașele arată acum de parcă ar fi din gheață. Pericolul îi pândește la orice pas petrecători. Multe clădiri sunt pline de țurțuri imensi care pot cădea în orice moment. În unele zone, autoritățile au pus pancarte, pietonii trec liniștiți pe lângă ele, fără să privească o clipă în sus. Dacă n-ar fi fost pompierii, acești surțuri uriași ar fi putut zdrobi trecătorii, doar că militarii nu și-au terminat treaba. Din cauza mașinilor parcate, au intervenit pe bucăți. Dacă cade unul, m-a așezat imediat. Trec bătrân sau asta și mai vine și un pic timpul mai cald, normal că pică și se întâmplă multe accidente, da? Pe principiul paza bună trece primejdia rea, în zona au fost puse pancarte care îi avertizează pe trecători să se ferească. Pietonii ocolesc pancartele, nu și țurțurii. Pietonii trec, cu toate că sunt atenționați de pancardele noastre puse pe trotuar și pe clădire, nu se feresc și trebuie să păzim în momentul în care apar foarte mult surțul, să păzim lumea, să treacă, să nu se întâmple accidente. Responsabilitatea de a îndepărta surțurii de pe acoperișuri cade în sarcina asociației de locatari sau a proprietarilor. Când ei nu pot face nimic, trebuie să cheme pompierii. Ce ar trebui făcut? Nu pot să-mi dau seama decât dacă vine cineva cu o scară foarte înaltă. În Craiova există zeci de blocuri ca cel din spatele meu. Țurțurii ating deja câțiva metri. Oamenii sunt într-un real pericol pentru că oricând se pot trezi cu un sloi de gheață în cap. Scade țurțul în cap, gata, e terminat. Nici asta și nici amenziile nu impresionează însă pe mulți dintre locatari. Iată ce mai vedeți la...